Da, am revenit, suntem în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro, site-ul exclusivităților din sport și nu numai, și suntem la cel mai tare show sportiv online, un adevărat fenomen, Profețiile lui Mitică. Credeți-mă, jur, chiar e fenomen. E fenomen și, bineînțeles, meritul cel mai mare îl are Nea Mitică, care are un farmec și o carismă aparte și spune lucrurilor pe nume. Bine ai venit, Nea Mitică! Să trăiești! Bine ai venit! Mă auzi, mă uitam... Să știi că amândoi, că altfel, dacă nu mă inciți puțin, așa... Eu ți le mai ridic, sunt dar varză. Când mă auzi, când pleznești, numai la vincul. Sunt varză! Ai înțeles? Da, numai la vincul, numai le dai. Mă uitam acum... hai că ai venit cu... Nu mă mai bag, vezi că nu mai zic nimic de șapcălie, că m-ai făcut râs de vreo două ori, râde lumea de mine. Am fost la Paris acum, la finală la rugby, și ne-am întâlnit cu o grămadă de români. Bă, șapca lui Nea Mitică, bă, nu păi mai zic, bă, dracu, te-a pus să legi de părările mele. Bă, nu mai zic tu, bă, că nu știi nimic, bă, nu le-ai vezi de emisiunile tale, te ocupi tu de șepci. Dar acum nu pot să mă abțin. Am văzut o curea. Asta ar fi culmea să nu, că nu, dar arată la mie, că nu se vede nimica. Ce? Ce cure? Louis Vuitton? Da. Păi se asortează cu... cu pantofii. Pantofii, mă. Dar ești îmbrăcat tot maro, elegant. Da. Cât e cureaua? E, dracu, acum să ne înjure lumea că ne lăudăm cu curelele. Lasă-mă, dracu, treci peste episodul ăsta. Vreo 2000-3000 de euro. No, e ieftină, da. Asta e... contrafăcută. E din aia contrafăcută? Da, 100 da. De euro, nu? Chinezărie. Da. Bravo. Deci cu șepcele stai bine, cu curelele mai nasol. Toate sunt contrafăcute. Da? Mitică, fii atent. Ce zici de Rapidul cu Craiova seara? Dom'le, Craiova e de neînțeles. Este de neînțeles, rețineți ce spun. N-are lot rău Craiova, nici foarte bun. Dar are lot de primele 3-4 locuri. Dar nu joacă nimic. Mă uitam la Ivan. Eu am o impresie bună despre Ivan. Ivan ar trebui să joace, dar a scăpat odată către poartă. În loc să se ducă să ia fața adversarului, să-i taie fața, cum să-i taie fața adversarului, da. S-a dat într-o parte și a pierdut și timp și a lovit-o cu dreptul. În loc, ori îi dai una cu stângul de aici, dai prost, dai bine, a mai dat încă una tot prost cu stângul și cred că s-a speriat să nu dea iar prost. Nu, încearcă de 3, 4, 5 ori, du-te-mă la un zid, chiar dacă ai 25 de ani, du-te la un zid și dă cel puțin 300-400 de lovituri cu stângul în fiecare zi. Să vezi ce bine lovești după aceea mingea. Pentru că încă poți să... Pentru că are capacitate de fort și este... Dar nu joacă nimic. Dar nu joacă nimic, în primul rând. E o umbră, umbră. Umbră a jucătorului bun care a fost. Da. În primul rând, ce ai vrut să zici? În primul rând, că în momentul când ai un jucător 2-3 de echipă națională, îți pui întrebarea unde sunt rezultatele. Ai înțeles? Uh-huh. Ori presiunea este prea mare din partea patronului, că s-ar putea și asta să fie. Asta strică valoarea oricât ai fi de mare și la masă. Înainte de meci, înainte să înceapă meciul cu 45 de minute, rotarul s-a dus în vestiar. Aia e o mare greșeală. Da? Aia e o mare, mare greșeală. De ce? Eu eram președinte de club și tot așa făceam deci, și eu. Deci, doar atât vreau să spun. Deci, cu 45 de minute înainte, sau ce, nu mai știu acum exact, înaintea meciului de aseară, s-a dus, sau cu o jumătate de oră înainte, s-a dus la vestiare și s-a dus și a vorbit cu ei. A, dacă te duci și faci numai glume nu, proaste. Nu, le-a ținut discurs. Oh, asta e o nenorocire, mă. De ce? Mă, asta, experiența mea, am trecut și eu prin asta. Băi, de câte ori mă duceam... Adică a greșit rotarul rău? Și le promiteam, a greșit? Dar le promiteam și 10.000 primă, da? Pe timpul mereu Ceaușescu. Pierdeau. Nu câștigam odată. Dacă mă duceam și le spuneam un banc, da? Și ieșeam, da? Fără să vorbesc de fotbal, alții erau. Ai înțeles? Dar asta e bună. Deci ăsta ar fi sfatul? Intră și o glumă și gata? Tati, în momentul când pui presiune pe el, uite aici ce spun eu. Invită tu pe cineva la masă, în momentul când vede că sunt toate aranjate, făcute și aia, are în jurul lui niște personalități, nici nu știe să taie cu furculița. Băi, fii atent aici. Da, păi, în teren, când trebuie să faci cu picioarele... Ce-ți dictează creierul. Ce-ți dictează creierul. Și până ajunge de la creier la picioare... Una e cu mâinile și alta cu picioarele. Ai înțeles? Deci nu trebuia să facă asta. Nu, e greșeală. Asta e una, trebuia cineva să-i spună.
Una între greșele mari? Da, una, în viața voastră, patron, să, asta, să nu intrați înainte de meci peste echipă. O dați peste cap. Păi nu. Nici antrenori, domnule, eu recomand nici antrenorii, trebuie să le spună din timp. Asta este, asta, este ideea, asta este ideea de joc. Uh-huh. Joacă cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Dragilor, nu-i ameninți, nu le faci nimic. Vă rog, hai să respectăm. Uh-huh. Bun, și ai zis că nu înțelegi de la Craiova, nu înțelegi nimic. Ai zis că nu, bă, că bă, e o enigmă, așa mi-ai zis. Bă, nu înțeleg nimic, să știi, de la mine. Și Bancu a jucat slab aseară. L-a făcut la Funșo ca la Nufăr. Da, pentru că a ajuns după o oră după Funșo, când ăla punea latul, bine. Era Bancu pe la dușul. Bine, nu se ține nimeni după ăla, că are o frecvență formidabilă. Fuge cam cel mai informat atacant azi, la momentul ăsta? Cam cel mai informă, nu? Ținând cont, nu? E cel mai bun deocamdată. Nu? Din campionat e cel mai bun. Așa, scuză-mă, zic cu Craiova. Zic, nu pricep. Nu pricep. Și, mă, să ai tu... Le trebuie alt antrenor neamitică decât Papură? Acum, sincer, te întreb. Dom'le, nu Papură e vinovat aici. Pentru că Papură n-are statut. Eu m-am gândit foarte mult că este o mare greșeală să-l ții intermediar pe Papură, care n-are nicio... cum să spun eu? Nicio răspundere. Uh-huh. Ai înțeles? Papură este un tip educat, să știu, un antrenor bun, fost uh-huh. fotbalist bun, de echipă națională. Înțelegi? Și un băiat care nu ai ce să-i reproșezi. Dar nu are statut. Știi să-mi aduce aminte să spun și eu o comparație vis-a-vis de ce a zis Gigi cu Steaua. Că pe înțelesul tuturor. Dar asta nu e la... De ce nu bagă 2-3 jucători? Are un mijlocaș ăla în fața fundașilor centrali de la... Cine, Mateiu sau ce? Mateiu. Îl are pe Căpățână. Băi, Căpățână e cel mai bun fotbalist de la Craiova. Băi, fiți atenți aici, spun eu. Nu-l înțelege nimeni. Nu-l înțelege nimeni, fii atent aici. Iar Căpățână, dacă joacă 2 meciuri sau 3 în prima ligă, fundaș dar drept... Dar să-l lase să joci? Fundaș drept. Da? Va fi titularul echipei naționale 5 ani de acum înainte. Mm-hmm. Băi, eu mă pricep bine la chestia asta. Are capacitatea de efort. Ce-i cu Craiova atunci? Nu știu. Ori cineva forțează alți jucători, ori e ceva în neregulă. Deci n-ai la lotul ăsta, n-ai nu, cum. Nu. Este ceva... Și aseară, zic ei că au mai jucat. Mie nu mi s-a părut nici aseară. Mi s-a părut slab și aseară. Ce e asta? Și mi se pare ceva, știi ce nu-mi place la actuala echipă? Bă, au un ritm de vals. Mă, ritmul, neamitică, sunt foarte lenți, previzibil când construiesc. O mai amitriță la sărat. Aia e o mare greșeală, asta am vrut să spun. Păi, oameni buni, schimbați-i lumitriță și postul și orientarea și tactica. El cum are... Mingea, el vrea să dribleze. Nu. Dai paste de marci. Uh-huh. Ai auzit ce a zis Cârțu mai devreme? Dă-mi te de marci, îl forțezi pe ăla să-ți dea mingea. Nu ți-o dă o dată. Nu ți-o dă a doua oară. A treia oară le iei la înjurătul de spus. Păi ce e greșit la mitriță? Poftim? Ce e greșit la mitriță? Jocul. Jocul lui mitriță nu este... Nu se calează pe actuala structura Craiovei. Uh-huh. Ai înțeles? Adică încurcă mai mult. Încurcă. Și el și Ivan joacă altceva. Eu dacă aș fi antrenor, de exemplu, la asta, a schimba și pe Ivan și pe ăsta, nu le-a schimbat din echipă, i-aș lăsa titulari. Da. I-aș pune să joace altceva. Am înțeles. Păi bun, și ce îi pune? Eu spun, i-aș pune unul mijlocaș stânga, unul mijlocaș dreapta. Să le dau spațiu, să le dau spațiu mare. Înțelegi? Nu înaintaș. Am înțeles. Ce zici de Petrila? Pierdere mare, a? Pierdere mare, de tot. Dar convingerea mea este că s-ar putea să aibă o contractură și să n-aibă ruptură. Aha. Da, o să vedem. Pentru că contractura doare enorm și ruptura doare. Dar contractura doare... Tu zici la ce l-ai văzut pe imagine, nu? Pe imagine, da. Aha. Dar contractura doare... Și la 2 ore, 3 ore după accident. Da. Și tu asta crezi că fiind durerea așa mare că a avut contractură? Contractură. Orică contractură, că e foarte periculoasă și contractura. Din contractură faci ruptură. Da.
Dacă nu ai grijă. Pierdere mare ne-a mitică Petrila? Foai de mine și de mine. Ce jucător este, și crește pentru că i-a dat încredere. CFR-ul n-are niciun jucător mai bun decât Petrila la această oră. Sau și-au luat țeapă? Da, categoric. Și-au luat țeapă mare? Nu, n-au niciun jucător mai bun decât Petrila. Pe asta zic, și-au luat țeapă? Nu știu dacă și-au luat țeapă, că și-o fi luat bani. Nu, zic, la cum joacă Petrila, mă. Sigur că Petrila jucă, păi n-a plecat după loc. Și ăla, fundașul drept de la Craiova, este vitezist. Au, lasă-mă că l-a făcut pe Vlădoiu. Vlădoiu era la 3-4 metri de el când a plecat. L-a făcut, m-a auzit, deci, otită. Otită i-a Petrila făcut, când pleacă după loc împinge nemaipomenit. Are piciorul de sprijin, împinge ca nimeni altul. E jucător, nu să joace neapărat titular, dar e jucător care începe să fie de echipa națională, la cum joacă Petrila? Da, începe să fie, să vină la echipa națională, obligatoriu. Vine la echipa națională. Nu, un jucător bun, a? Da, da, da. Mie îmi place mult de tot Petrila. Da, da, da. Și a început să dea și cu capul. Da, și nu, și gândește, l-am văzut, joacă tactic. Mă, știi ce îmi place la Rapid? Un singur lucru îmi place la Rapid. Agresivitatea. Mamă, dacă nu te scoate din ghete, nene. Și am mai văzut o mare greșeală, inclusiv la Gigi. Băi, tu ce crezi? Daua a vrut să-i rupă sau să-l accidenteze pe... Doamne, ferește! Nici de cum. Stai că sunt și prieteni, a zis Hanca, eu sunt prieten cu Daua. El s-a dus la minge, dar a intrat în forță. Așa da. Băi, așa trebuie jucat. Cum să fie condamnat Daua, mă? Doamne Dumnezeule, Daua e cel mai bun fundaș central de acolo. Da, dar Gigi a anunțat azi la Fanatic că e pa. Joacă Chiricheș cu Înghezana, că nu mai joacă Daua. Băi, frate, Înghezana asta, mai lăsați-mă cu el, mă. A greșit și acum. Dacă s-a făcut 2-2, s-a făcut din cauza lui, mă. Adică tu crezi că Chiricheș cu Daua ar trebui să fie cuplu? Da. Sau Daua, să rămână Daua cu Înghezana? Nu. Chiricheș cu Daua. Da? Daua e fotbalist. Păi și ce? Unde a greșit Gigi? Unde a greșit Gigi? Băi, Daua nu știe multe cu mingea. Dacă îmi știe, știe. Ce știe? Băi, dar are o vitalitate de fotbalist. Păi și unde a greșit Gigi? Că l-a scos? Că l-a scos, sigur că ce, nu-l scoate niciodată? No, cum să-l scoți, mă, Daua? Mai dacă habar n-ai de fotbal. Cum să-l scot pe Daua din... Și dacă a intrat? A intrat, se întâmplă. Ferească Dumnezeu. De asta joci fotbal. Bă, dar te așteptai să egaleze Petrolul? Da. Da, hai, bre, ne-a mitic. Așa de bine te pricepi? Jur. Da? Jur. I-am dat telefonul fiul meu și lui nepotul meu și le-am spus, fiți atenți aici, egalează Petrolul. Aia râdeau și mai dai seama că le mai spun câte una. Fosta ta echipă, care era să fie a ta. Da, da. Nu, acolo este un antrenor serios și un conducător serios. La fel ca la Sibiu. Dar zi-mi un lucru, din jucătorul Petrolul e vreunul care ar juca la FCSB? Jair? Și Jair și ăsta, nu știu câți ani are ăsta de a fost la echipa națională. Gicu Grozav. Gicu. Nu știu câți ani are, dar Gicu este jucător bun. Da? Adică dacă ai fi Gigi, ai luat vreun jucător de la ei? L-a luat pe Jair ăsta. Pe Jair? Da. Da, l-ai luat, a? Da, da, da. Cum lovește mingea, cum să bagă la bătaie. Îmi place. Deci agresivitatea Rapidului mea îmi place, cum joacă. Vreau să văd cu Steaua. Cu Steaua, că ei sunt mingicari și ea. Nu, no, și cu Steaua știi ce va fi? Marele duel, Gigi contra Bergodi. Nu, Gigi contra lui... Nu, bă, Gigi contra Bergodi va fi duelul. Fii serios, cum? A, da, antrenorii. Da, pe antrenorii. Mamă, și m-auzi, știi cum? Să vezi ce orgoliu să aibă Gigi să câștige meciul ăsta, să le dea peste nas la toți. Să le zică, bă, mai lăsați-mă, bă, cu antrenorii voștri, cu Patalama. Dacă joacă cu Înghezana ăsta, da? Praf îi fac. Rapidul, chiar dacă n-au echipă Rapidul acum. Da? Praf îi fac? La Rapid lipsesc 3-4 jucători. Dar cum va fi duelul ăsta, Bergodi cu Gigi? Dom'le, Gigi a venit pe turnantă puternic. Ca antrenor, ca antrenor. Ar trebui să ăștia de la școala de antrenor să îi dea carnetul. A? Ar trebui, a? Da. Dacă îl bate și pe Bergodi, bă, de mitică, nu râde! E, nu. Că ce? Nu poate să-l bate sau ce? Ba da. A? Dacă nu face schimbări... proaste, neinspirate? Proaste. Pentru că și acum schimbările au dat înapoi echipa. Prea devreme? Schimbările au dat înapoi adică, la ce valoarea echipei. Dom'le, eu nu știu cine
îl învață să-l scoată așa de repede pe Octavian Popescu odată. Eu nu știu cine îl învață să-l scoată pe Daua altă dată. Iar să știi că portarul ăsta a mai făcut gafe, ar trebui să apeși celălalt. Târnovanu, da. Păi frate, vai, îl bași și pe ăla, că și ăla are valoare. L-ai băgat pe Vlad acum, ai dat o șansă și Vlad? Uai de mine. A? Ce băi, e portar trăznet, mă, și ăla. Da. Adică ai dat o șansă lui Vlad acum, cu Rapidul? Păi el l-aș băga. Da? Uite, mă, poftim, te-am băgat? Da. Aici. Dă-i drumul, ai șansă. Să văd ce valoare ai. Deci cu Rapidul l-ai băgat pe Vlad, da? Da, sigur. Dar ne amintim că zi-mi o chestie. Ce se întâmplă totuși? Ce se întâmplă? Are 33 de ani, are grozav. Nu mai e de Steaua. Da, da, da. Dar n-ai cum după aia nu faci bani. Păi știi cum e. Da, nu? Da, da, da. Dar te întreb totuși, ai 2-0. Te egalează cu Clujul. Conduci, te egalează Clujul cât pe aceste bată. Cu voluntariu, conduci, te egalează. Care e problema? Tu mai așa e la fotbal. Ce aveți voi? Așa e la fotbal. Mental ceva? Eu știu. Zic ei, gata, bă, s-a terminat meciul. Hai mă, să dau că mă deranjează asta, că mă... așa. Gata. A, acum sau ce? Liber. Liber, da. Liber la gât. Adică ai 2-0 iară cu Petrolul. Câștigi meciul, neamitică. Aici ar fi multe de spus ca să iei minutul 95. E o lipsă de valoare pe apărare la FCSB? Nu, nu, lipsă de inteligență. Știi cine a greșit? Cine? Vârful de atac. Companio? Companio. Adică, eu zic, hai că asta nu mai știam. Da, Companio a greșit. Ei, explică-mi puțin. Companio a avut cu 20 de secunde înainte o minge ca să se ducă către poartă, să tragă la poartă. S-a întors cu fundul la poartă și a luat-o către steagul de... S-a împiedicat în minge, i-a luat-o fundașul stâng, gol. Deci vinovatul moral e Companio pentru egală? Nu, vinovatul principal. Da? Deci Companio. N-am auzit pe nimeni... nu, e prima oară când aud asta. Dar asta știi cum e? Faza, asta înseamnă că ești mare cunoscător de fotbal. Ești rafinat să vezi așa ceva. Păi, bă, da, sunt de meserie asta și îmi notez toate lucrurile. Să știi că nu vin la tine nepregătit. Pe probleme de fotbal. Restul, amintiri. Și da, e normal, Cum? Deci marele vinovat pentru egal e Companio. Categoric, mă, sigur că sigur. N-ai voie să greșești așa. Cum să faci așa ceva? Da. Al doilea e îngezana asta. Da. Păi bă, oameni, omule, el trebuia să stea fără să miște. Atâta. Uh-huh. Numai să te... Când n-avea cum să dea ăla cu spatele să dea la poartă. Să lipea de el, foarte că nu putea să facă. Ce putea să-i facă? Asta are foarte mari lacune în gezana asta. O să vedeți, dacă eu mă pricep la fotbal. Uh-huh. Mari lacune. Pasează numai cu latul. E previzibil la tot ce face. Da, mie îmi place. Mie îmi place. Da, știu. Mie mi se pare jucător ok. Da. Da. Vedem, o să vedem. Rotariu, cum ți s-a părut, Dorin? Îi trebuie... câteva meciuri, nu? Îi trebuie să joace câteva meciuri și acolo nu cred că e jocul lui acolo. Locul lui? Vârf nu e, nu? În dreapta, nu? În dreapta. Mm-hmm. Cine îi Rapidul decimată cum e, are vreo șansă totuși cu FCSB-ul, că-s decimați? Da. Nu joacă Emers, nu joacă Rahmani, nu joacă Petrila. Domnule, se mobilizează formidabil în meciul cu Steaua. Din jucător anonim poate să devină la un meci ca ăsta, cine are moral de competiție mare, hai de mine și de mine. La meciurile astea... Poate să-i bată chiar dacă sunt șchiopi, așa? Da, sigur că da. Da, sigur că da. Vorbesc, chiar crezi asta? Eu nu credeam că Rapidul poate să bată Craiova. Uite, eu spun cinstit, înainte de meci, eu nu credeam că poate să bată Craiova. Știind că Universitatea Craiova juca foarte bine în deplasare, pe spații mari, juca bine. Băi, de data asta i-a măcelărit Rapidul, să știi. E de titlu Rapidul? Poate să crească la titlu? Nu. Păi cine e de titlu atunci? De titlu, deocamdată, sunt numai două echipe. Cine? FCSB și CFR? Și CFR. Și dacă ți-i bate pe FCSB? Vin la două puncte de FCSB. Dom'le, dacă îi bate pe FCSB, se încurcă campionatul. Și atunci... Să vezi derby data viitoare. Da, am înțeles. Deci, meștare. Gigi cu meștare va fi. Da. Ți-am zis. Da, meștare. Da. Gigi cu Bergodi. Înțelegi? Da. Mamă, știi cum ce orgoliu are Gigi? Ha?
Băi, bă, mă, să iasă Gigi, să-l bată Gigi pe Bergodi, să bată. Nu, nu mai pe Bergodi. Înnebunește. Și pe Șucu. Și pe Șucu. Dar ce-i face Șucu dacă, dacă l-ar bate Rapidul? Ce, ce show va fi la televizor? Serios? Da. Da? Mamă, ce sunt în stare, rapidiști să-i zică. Dacă nu merg pe blat, că da. Știi ce-i zice Șucu? Bă, nu mai e Șucu toți aia. Nu mai este din pala Gigi două zile. Da, și dacă bate Gigi. A, ce la gura lui Gigi după asta. Păi, apropo, Nemitică, ce au domnule de se tot certă Pițurcă cu Gigi? Ce are Piții, ce are cu Gigi? Piții este un foarte mare antenor, dar un tip foarte ciudat. Piții și cu mine s-a certat. Reține ce spun. Piții și cu mine s-a certat. Reține. S-a certat cu toată lumea. Cu mine... Ce, orgoliu? Foarte orgolios? Sau... Nu, este un tip ciudat. Are o mândrie din asta care e de neînțeles? Nu, mândrie. Mândrie e o prostie, mă. Dar ce are atunci? De ce zici? Reține ce spun. Eu când aud, e mândru. Ce mândru, mă, frate? Dar de ce atunci? Adică ce are ciudat? Că nu înțeleg. Cred. Da? Cred că... i-o fi zis Gigi ceva, că altfel Piții ține supărare numai pe cei care l-au jignit. Uh-huh. Ai înțeles? Deci asta crezi că e del tot toacă pe Gigi permanent? Da. Când iese? Crezi că o să mai fie prieten vreodată? A, nu. Gigi cu Pițurcă, da, Pițurcă cu Gigi în veci. Niciodată, nu? No. Adică nu e, o ține Piții, nu? Piții nu uită, nu iartă. Nu nimic? Nu. No. Dar ce e, s-or fi certat de la ceva, de-l ține în cum să... Nu știu. Am să-l întreb pe Pițurcă. Da? Am să-l întreb pe Pițurcă. Și o să vă spun în direct, o spun la toată lumea. Da. Că... ai văzut, adică îi dă la joale lui Gigi bine de tot, dar și Gigi a intrat mai adineaur și ai văzut ce a zis. Și domnule, nu înțeleg pe toți, pe Pițurcă că eu nu-l înțeleg. Zice, numai bine i-am făcut. Eu spun ce zice Gigi. L-am ajutat cu terenuri, i-am dat 500.000 pe 4% din Steaua, dita mai banii. Când a fost bolnav de COVID, i-am trimis medicamente și asistentă. Nu înțeleg ce are cu mine, zice. Ei, ora bea-i ceva care pe mine nu mă interesează. Tu ești prieten cu amândoi, nu? Cu amândoi. Am înțeles. Și îi respect pe amândoi și ei mă respectă. Am înțeles. Dar crezi în asta ce a zis Pițurcă, că el poate să vină oricând cu câțiva milionari și să facă echipă tare? Unde să facă? La ce se a zis Pițurcă? Păi nu se poate, măi, oameni buni. Doamne, când îi aud pe tăză. Băi, frate, statutul nu le dă voie, mă. Măi, oameni buni, legile țării nu vă dă voie, mă. Nu numai partea economică. Bun, dar crezi că Pițurcă ar putea să coaguleze oameni cu bani mulți? Da, dar degeaba. De ce? Că nu poate juridic? Bă, sigur. Bun, lasă asta, stai să zicem că e România. Se găsește o soluție. Crezi că Pițurcă ar putea să aducă milionari și să facă o echipă de nivelul lui Gigi? Nu, de nivelul lui Gigi nu poate. A? Nu. De nivelul lui Gigi, nu al echipei lui Gigi. Al lui Gigi financiar. Nu, al echipei lui Gigi. Al echipei lui Gigi poți să faci cu câțiva fi felici. Ce da? Bineînțeles. Da? Cât îți trebuie să faci, câte milioane îți trebuie să faci din CSA o echipă mare care se bate la titlu în 2 ani? Din CSA? Da. Îți trebuie 25-30 de milioane. Și în 2 ani se bat la titlu? În 2 ani, eu dau scris, dacă am 30 de milioane să iau jucători, iau... 3 jucători de la Hagi, nu iau de nicăieri. Da? 3 jucători de la Hagi și 4-5 din străinătate. Așa? Și tu dai scris dacă primești 30 de milioane că iei titlul cu CSA în 2 ani? Dacă nu iau în 2 ani, da? Să dau dublu înapoi. Da? Da. Cu Pițurcă antrenor? Îl pun pe Pițurcă antrenor. Deci cu Pițurcă antrenor. Pe Pițurcă antrenor. Da? Și pe Borcea președinte. A, deci asta ar fi cea mai tare, cum să spun... Sau pe Nețoiu. Da? Deci asta ar fi cea mai tare lucrare? Da. Deci 30... Sau pe Dani Coman? Acum nu poți să-i pui. Păi nu, dar ăștia s-ar putea să nu vină, că sunt orgolioși ăștia. Deci Dani Coman... Ăștia, Borcea și cu Nețoiu, ăștia sunt multimilionari. Bun, deci Borcea, dacă Borcea nu vine că e multimilionar, pe Dani Coman, președinte. Pe Dani Coman. Bun.
Și tu patron. Deci dacă primești, asta e rețeta. Dacă cu tine patron 30 de milioane bani, să-ți dea bani, să ai bani 30 de milioane, Pițurca antrenor, Borcea președinte sau Dani Coman, tu dai scris că în 2 ani e titlu? Și pun și eu 2 milioane în fiecare an. Banii tăi. Banii mei. Deci pui și tu 2 milioane. 2 banii milioane banii mei în fiecare an, 10 ani. Da? Da. Uh-huh. Și mai au cu patron pe, cu mine pe... unul care n-a reușit în fotbal, dar este Costel Bucur. Îl iei cu tine, nu? Îl iau cu mine. Am înțeles. Și... Costel Bucur este un mare businessman. Bun, păi, bun, dar de exemplu tu cu Bucur, dacă ar fi proiectul și s-ar putea, te-ai băga cu Pițurcă? Da, sigur că te-ai băga cu Piții la proiectul ăsta, cu Steaua? Da, sigur că da. Da? Sigur. N-ai avea emoții că pierdeți banii? Nu. L-aș lua... Dom'le, cu mine vine și Nețoiu și Borcea. Chiar dacă e Steaua. Deci ăsta ar fi un plan din ăla nebunesc? Și ar veni chiar dacă e Steaua? Dacă, eu vă spun, am putea să o ținem noi numai dacă am găsit regimul juridic. Bun, lasă-l favorabil. Să zicem că regimul se rezolvă. Deci, care ar fi infrastructura? Piții antrenor? Piții antrenor. Dani Coman președinte? Da? Și acționar cine ar fi? Matale? Eu, Costel Bucur. Da. Nețoiu. Da. Și eventual dacă vrea Borcea să vină. Dar Borcea e greu să vină la... Să zicem, da. Deci patru, nu? Ăștia patru, nu? Da. Și ați mai dacă adus... nu, eu cu Costel Bucur. Da? Da. Și ați ține echipa fără probleme? Da. A? Da. Adică ați băga 10 milioane fără probleme în echipă? Tu două și restul Costel, nu? Da, Costel poate să bage și el. În fiecare an 5 milioane de acum înainte. Am înțeles. E tare, chiar 10 poate să bage. Am înțeles. Și deci cu pentru că cifra lui de afaceri luăm din registrul comerțului. Din registrul comerțului. Anul trecut a avut un câștig, nu o cifră de afaceri, de 21 de milioane și ceva. Am înțeles. De 10 ar putea să bage la fotbal. Bine, dar pe tine probabil nu te-ar vrea peluza sud pe tine. Sau, de fapt, nu, că n-ai. Pe mine nu mă vrea? Da. Nu mă duc eu, dar nu că nu mă vrea. Cine nu mă vrea pe mine? Păi cine e mai adică specialist? Adică dacă ai vrea să te duci, crezi că te-ar primi cu brațele deschise? Păi ce? Doamne, ferește! Bine, lumea aplaudă performanța. Dacă faci performanță, îți fac statuie. Păi, bă, băiatule, dacă eu sunt patron, e echipa mea. Da. Ce treabă am eu cu peluza? Peluza dacă vrea să vină, bine, dacă nu, nu. Ce treabă am eu cu... Băi, asta este o mare tâmpenie, o mare greșeală. A. Păi ce are una cu alta? Adică? Ce are peluza cu păi patronatul? Păi fără suporteri nu ai echipă. Păi dacă îi face echipa... Tu ai văzut echipa lui Rotaru, a avut 6 suporteri în Giulești. Dom'le, încă o dată, dacă s-a simțit faci, că n-au dacă, venit. Dacă ești valoros și faci echipă valoroasă, da? Să fie ei mândri de echipa... Uhum. Atunci te agrează. Dacă nu, te înjură de te spurcă toată lumea. Bineînțeles. Băi, numai performanța te face valoros, mă, Nestu, ca și conducător. Eu în decursul vieții numai dacă n-a, pe unde am umblat și am umblat dracului la 3-4 echipe, dacă n-aveam performanță, tu crezi că mă țineau pe mine vreunul dintre ei? Trebuie să iei ori cupa, ori campionatul, ori să fii în cupele europene, să fie acolo cu performanță. Deci structura asta de care mi-ai zis-o în 2 ani luat titlul cu CSU, nu? Aia, categoric. Nu? Fără probleme, a? Fără probleme. Cu bani poți să faci orice. Cu bani și cu oameni. Și cu bani și cu un pic de știință. Da. În primul rând să ai liniște. Uite, din punct de vedere al antrenorului. Păi da, dar ești că îl pui pe Pițurcă. Nu suflă nimeni în front cu el. Da, da. Uite-l că Rednic face și fără bani. Ce treabă bine, face? Bine, când eu am spus la tine aici. Băi, lăsați-mă în pace pe Rednic, mă, că ăsta e antenor mare, mă. Și uite că, băi, parcă am gura urită, mă, ce spun al naibii să fiu dacă nu... Asta, înțeleg, îmi pare rău de Dorinel că a făcut meci egal. Dar sunt câțiva antenori acum, ăla de la Iași, fii atent aici, Dorinel, Puriu, sunt câțiva antenori, ăsta de la Rapid, să știi... Ăsta de la Rapid... Bergodia. Dar ce zici de Rednic? Că Rednic cu bani puțini? Rednic n-are banii lui Șucu. N-are nici 10% din... Și uite ce face. Da, vine mă, dar la antenor, mă, la antenor care
A fost și mare fotbalist și, și mare antrenor, ce Dumnezeu. Sculă are, Trinca. Ce vorbești. Da. Dar apropo, uite, ne-am mintică de... Mă uitam și, cum să spun, în, în presă și în astea. Mă gândeam, nu se exagerează totuși. Am văzut, adică, cum să spun, am văzut declarațiile lui Rednic. Și omul a zis în conferința de presă, dar chiar a glumit. Și a zis, domne, e nebunie, domne, la Arad cu fotbalul. Vin bărbații, mă întreabă. Vin femeile, mă întreabă. Domne, echipa, în loc și femeile alea să se ducă la Cratiță, vin să mă întrebe de echipă. M-am, praf l-au făcut astăzi. Că Cratiță, că de cele... A? Adică ți se pare așa de grav asta? Dumnezeu, să știi de la mine, puriu ăsta nu e băiat prost deloc. Nu, dar te, ți se pare... Nu, 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 mai aruncă câte una ca să, să ia foc. În, în jurul lui. Bun, dar din cauza asta e foc. Că omul a glumit. Adică nu mai poți face nicio glumă acum. Știi, știi ce? A? Eu când făceam conferințele la marța la, la ligă, mă pregăteam să spun o prostie. Intenționat. Intenționat. Să mă ia presa în primire, să mă înjure, să mă ia astea. Pentru că numai atunci ai valoare. În momentul când ești liniar, cine naibii te bagă în seamă? Nu te bagă nimeni în, în seamă. Înțelegi? Dar mă legam de câte unul, de câte una ziaristă, de asta greșeam. Băi, fii atent aici. Un cunoscut ziarist, prieten și cu tine, nu-i mai dau numele. Nu, nu, numere, că nu, parcă nu, zici nu, că vorbești de secrete nu, de stat. Nu, nu, nu. Vine la mine în birou și înainte de conferința asta, că nu veneau toți la mine în birou când era conferința de presă. Veneau unul, doi la cafea și asta. Și spune, mă, azi ce ne mai spui? Băi, fratele meu, nici nu mai știu ce dracu de prostii să spun, știi, ca știi să te deranjez. Știi ce mi-a zis? Scuze. Știi de... Nu, 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 zi, 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 zi. Nu, nu, zi, o, zi. Băi, nu știu ce dracu de prostie să-i mai spun. Dar el zice, avea necas pe unul, știi? Leagă-te de la, te rog eu frumos, înțelegi? Și ce să-i spun? Păi spune că e urât, că e... Băi, nu pot să-i spun că e urât, că asta este nasol, știi? Dar spune-mi ce, ceva. Și mă învață el ce să spun. Mă, când am spus, știi, era o chestie din redacția ziarului Sportul, înțelegi? Și când am spus asta, mă, când au început aia, o parte din ziariști care știau despre ce este vorba să râdă, cu ăștia alți care erau cu retumele, de ce? Mamă, a doua zi! Presa plină cu mitică. Ce ai zis? Dar cu ei zis? Păi nu, am înțeles că nu mi-ai zis cine ți-a, cu cine ai vorbit, dar cu ei zis? De cine te-ai luat? De un ziarist. A, de ziarist te-ai luat? Ziaristă. A, de o ziaristă. Da, ziaristă. Bun, și asta ți-am zis, bei, acum bei toată apa? Ne-ai mitica, deci... e de decor la mișto. Bă, sunteți nebuni? Păi ce n-ai bine? Trebuie să le dăm înapoi la Aqua Carpatica. Bă, sunteți nebuni? Mi le cere Valbi să înapoi după emisiune. Băi, sunt la cură de slăbire și beau apă, beau apă. Da, se vede, ai slăbit 10 grame. Nu, am slăbit 3 kg. Da, sigur, sigur, sigur că da. Bun, și asta vreau să te întreb. L-au făcut presa varză că de ce le-a trimis pe femei la Cratiță? Dar el nu le-a trimis la Cratiță. El a glumit, a zis că, domne, e interes uriaș. Zice, vin bărbații. Domne, dar lasă bărbații. Zice, vin femeile în Arad, în loc să stea la Cratiță. Și el, adică, așa grav a zis ce a zis? Domne, a greșit. Da? Dar mi-a greșit. Da? Acum o zici și tu să fii politică corect? Chiar dacă e așa. Cum mai sunt glumă? Chiar dacă e așa, da? Nu spui. A? Mergi pe adică și o glumă deranjează acum? Da, mai ales că acum îți dai seama că... Nu, te, eu te întreb, că nu știu. Eu n-aș fi spus niciodată. Dar eu te întreb omenește acum. Doamne, cu doamnele nu te pui. Doamnele în ziua de astăzi... Sunt șefele, a? Ele sunt șefele. Și de ce zici că a greșit? Nu se spune asta. Nu? Nu, nu. Nu se. Nu. Pentru că și bărbatul fiind și femeia, și bărbatul și femeia se mai duce și la Cratiță. Da, știu, dar el, știi cum e, fotbal, na, nu e apanajul femeilor, e al bărbaților. E, nu, e asta a vrut femeilor. El să zică. E și al femeilor. Mai ales acum că e și campionat feminin. Gata. Gata. Vezi, o să ajungem să avem echipe mixte? Eu zic că da. În viitor 1000 de ani, da. În viitorul... A, iară, păi vezi că și tu ai zis acum o discriminare. Nu. Păi da, ce? Ai zis o discriminare, zic că în viitorul 1000 de ani. Păi da, și ce e rău în asta? Păi de ce? De ce să nu fie de peste 2 ani? Să fie și peste o lună. Uh-huh. Mă doare la bască. Deci a luat bine Nana, trebuia să tacă Rednic? Nu, nu. A? Nu, ai care îl acuză de chestii din astea, sunt bai de mama lor. Da?
așa îți dai seama. Dar mai bine era dacă nu zicea, ca să nu aibă de unde l-a pucat. Da, bine, trebuie să, în ziua de astăzi trebuie să te ferești. Uite, eu sunt foarte aslobot la gură. Dar ai văzut că greu spun ceva care să deranjeze opinia publică. Da, așa pe unul pe altul mai deranjează. Da. Că... Apropo, mi-ai zis că vrei să zici ceva. De ce ai zis Gigi? L-ai văzut pe Gigi că a zis ceva cu... Ai zis, hai că vreau să spun ceva, să-mi aduce aminte. Băi, nu știe să... Băi, pe înțelesul tuturor. Da. Dar explică la oamenilor că oamenii... Da, pe înțelesul oamenilor. Așa. Steaua. Da. Nu mai este... FCSB-ul nu mai este Steaua? Da. Băi, fii atent aici. Dacă un cal a fost campion mondial. Da. Campion european. Da. Și... A fost al tău, calul tău. Și tu mi l-ai vândut mie. La mine devine campion olimpic. Da. Nu mai e același cal? Ba da, tot calul ăla. Păi și atunci cu Steaua cum e? Deci, reține încă o dată. Dacă un cal. Așa. Calul este Steaua. Da? Da. A fost vândut. Și are performanțe în continuare, calul. Nu mai e calul? Nu mai e calul Ion sau Georgică? E alt cal? Și care e paralelismul? Păi ăsta este. Așa e și Steaua. Steaua ca un cal. A avut performanțe, a fost vândută. A fost al tău. La alt proprietar? Steaua a fost a ta. Da. Calul a fost al tău. Da. Mi l-ai vândut mie. Da. La mine a avut performanțe. Da. Deci nu mai e cal. S-a făcut măgar? Cum este? Da. A? S-a transformat zebră, în bițel, zebră. În oaie, zebră. În astea? Zebră. Ce drept cum e oameni bă, asta e valabilă și pentru domnul Talpan. Da? Știi ce mi-a zis domnul Talpan, nu? Am vorbit cu el. Și zice, dacă aș ajunge eu comandant, mai înțeles la club vreodată, așa. Zice. Hai să-l ajutăm. Așa, fii atent. Fii atent, zice, dar fii atent, ascultă-mă, zice, dacă aș ajunge să zic una tare de tot, eu zic domn general, zi domn general. Și zice, primul om știi pe cine eu, nu? Îmi zice, pe cine? Pe Mitică, dragul meu. Cuvântul meu de onoare, jur, așa mi-a zis. Păi și eu l-admir, mă, ce Dumnezeu. Da, deci fii atent, zice, zic, pe cine? Zic, eu n-am auzit bine. A intervenit Gigi pe fir, zic, nu, n-am auzit bine. Zic, pe cine ei? Și zice, domne, primul om, dacă aș ajunge comandant, pe Mitică, dragul meu, așa. Și facem un cuplu, mai înțeles, dar îi spargem pe toți. Dom'le, adevărul că fie vorba între noi, da. A avut sânge în instalații. Bă, nedrept, a câștigat niște lucruri. Băi, tu știi ce înseamnă asta la jurist? Păi ce? Dar hai să te întreb ceva. Ar merita să fie sau ar fi mai tare ce se iau cu el, președinte? Nu știu. De ce să-mi dau cu nu știu. Nu știu, dar... Tu l-ai pune, dacă ai fi șeful meu APN, l-ai pune șeful CSA? Comandantul clubului. L-aș pune comandantul clubului, dar secția de fotbal își dau la altcineva. De ce? Fotbalul trebuie condus de oameni, da? Care au făcut sportul ăsta, mă, oameni buni. Mă. Că altfel amestecăm lucrurile. Nu, nu-s de acord cu tine. Burleanu e președintele federației și dacă ne calificăm la Euro... Bine, e pus politic, păi, pus politic și n-are nicio treabă cu fotbal. Păi da, n-are dacă ne calificăm la Euro, e rău. Nu e niciun e, Euro. Nu, până aia. Băi, ai, mă, ne-amitică. Suntem de râs, mă, cum am jucat. Tu îmi spui mie despre ce dacă vorbim. Te califici, se uită tot. Stai nu liniște. Te bă, nu se cal... bă, dacă nici cu ăștia nu ne calificăm... Ce, tu zici că nu ne calificăm? Bă, dacă ne calificăm, sigur, dar dacă nu ne-am calificat cu ăștia... Că, lasă-mă cu vrăjeala, s-a calificat erou Burleanu, pa, te-am pupat, nu mai contează. La cine e erou, mă? La toată lumea, din du-te, fotbal, din sport. Băi, lăsați-mă, n-ai bine pace, mă. Băi, n-are nicio performanță, nimic, du-te, băi. Nu poți să... Ține minte ce spun. Băi, de la grădiniță nu poți să te duc din la academie, dacă se califică România la euro, jumate din calificarea lui Burleanu. Hai, mă, lăsați-mă. Arbitraje impecabile. Israelienii puși să joace 4 meciuri din 3 în 3 zile, stadioane, da. Care trebuiau să le jucăm fără spectatori, le-am jucat, nu ne-au mai suspendat. Păi da, că el a început războiul, el a dat ăsta, Burleanu, mă, a fost ăsta, sigur că da. De asta. Maker Burleanu. Da. A, e altceva, nu priceput, stai un picuț. Una e una și alta e alta. Ce antrenează el? Ce înseamnă aia priceput, să mor dacă înțeleg? Priceput, nu-i Burleanu, priceput. Bă, avem cele mai bune arbitraje.
Lasă-mă că... Joacă Israelul 4 meciuri din 3 în 3 zile? Păi ce are, băi, frate? Păi dacă era război, dacă era război la noi, fugea din țară imediat. Nea Mitică, dacă n-avea influență, se jucau meciurile în februarie. Crede-mă ce spun. Ce influență are? Fii serios. Nu ne-a suspendat un teren, nu ne-au suspendat. Trebuia să ne dea 17 etape de suspendare la ce s-a întâmplat. Băi, oameni buni. E singura federație din lume, da, ținută de un club, da, de Farul Constanța, căreia nu-i dă niciun leu. Da. Și voi spuneți mie... mie de Federația Română de Fotbal, da, dar de ligă ce îmi zici? Vai mama noastră! Măi, ăsta cel puțin a avut... Ăsta, Gino a avut nenorocirea cu fiul său și poate că și din cauza asta. Te retragi, Nea Mitică, dacă nu poți să te ocupi. Da. Păi da, da. A, când nu-ți convine, da. 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 Că nu-ți convine cum nu, că nu sunt supărat nu pe Gino și că... nu vreau să vorbesc cu de Gino. Da. Are, prin ce trece... Doamne ferește, stai de acele... Una e una, alta e alta. Doamne da, ferește. Da, așa este. Mai dar... Nea Mitică, da, hai mă zi alt subiect. Mai înțeles? Băi, fii atent aici și-a spun, Horia. Niciodată n-am fost așa de jos. Bine mă, să nu faci tu ceva... Să nu faci pentru, ce? Pentru... Aia e burleanul de vină. Pentru sportul, fii serios, pentru fotbalul juvenil. Dar cine e, mă? Fii serios, mă, ce naiba cu Mircea Sandu? Uite, eram praful prafului. Băi, n-avea nicio performanță la junior și la tineret. Ce ne ținea Hagi. Băi, ești ai, mă, Nea Mitică, va, ce dracu, ne-a ținut Hagi tot, ce naibii. Băi, ești mai înțeles, toți banii care s-au făcut datorită lui Hagi. Băi, cum zici tu? Zici tu de Hagi acum? Tot Hagi a ținut tot fotbalul românesc. Stângul logică Hagi. Doamne, ai dreptate și cu asta. Dar faptul că el crește fotbaliști pentru loturile naționale și nu-i de federația niciun leu, băi, oameni buni. Ce? De unde știi tu că nu-i de federația niciunul? Știi tu sigur, 100%? Băi, eu vin să vorbesc... Dar statul român de ce nu-i dă niciun leu, lui Hagi? Că statul are altă putere decât federația. Dar de ce statul nu dă, da, nu numai lui Hagi, de ce nu dă la tot sportul juvenil? Da, știu povestea, da. De ce nu dă? Tu ai dreptate, cum ai zis-o. Ai zis-o, bă, dă, bă, 300 de milioane pan, că și așa ai furat banii ăștia. Da. Asta n-ai zis-o, tu am zis-o. Domne, fiate, era oamenilor cu dublă comandă la conducerea țării. Fii atent aici ce spun. Și îmi asum ce spun. Oameni cu dublă comandă. Vezi că n-am spus ofițeri acoperiți. Am înțeles nuanța perfectă. N-am spus ofițeri acoperiți. Cu dublă comandă. Da. Bă, nu se poate așa ceva. Care nu fac nimic pentru țară decât să ne stoarcă pe ăștia care facem bani. Să ne ia taxe. Să ne rupă și pe noi. În loc să aibă grijă să ne creeze și nouă posibilitățile de a face atent, mai mulți bani. Am o știre bună de tot de pe fanatic.ro, că nici n-am mai vorbit cu Gabi Safta. Așa, am o știre bună. Spaniolii de la Marca au anunțat azi pe prima pagină numele câștigătorilor Balonului de Aur 2023 și la masculin și la feminin. Ambii câștigătorii vorbesc spaniolă. La feminin este Aitana Bonmati de la campioana mondială. Iar Messi, ce că o să câștige, nu s-au dat, i-au aflat ei, jurnaliștii la Marca, Messi va câștiga al 8-lea Balon de Aur. Mi se pare corect. Carier. Da, și mie. Mi se pare corect, iubitule. Ăștia nu greșesc. Da. Deci ți-am zis, Talpan mi-a zis că te pune șef. Dacă ajunge. Dacă ajunge președinte. Dar, serios, de ce bă, nu? Dar de ce nu l-ai vedea? Eu l-aș vedea pe Talpan comandant. Dă-i bă lui Talpan, că se bate. De ce ne-am că să nu-l vezi? Nu am nimic împotrivă. Uite, hai să-l propunem amândoi. Puneți-l, bă, pe Talpan, comandant. Și vedem de ce e în stare. Și vedem de ce e în stare. În orice caz face valuri multe. Da, clar. Valuri multe, nene, bă. Emisiune? Ce emisiune facem? Valuri multe, mă. Valuri multe, dacă spun. Eu știu de ce vreau pe Talpan, da? Să-mi fac emisiunile, îți dai seama. Iureș să fie, îți dai seama, Talpan comandantul, nebunește și Gigi. Cine mă e comandant, Talpan? Mamă, și să îl pui în dialog cu Gigi da. Și cu mine. Da. Îți dai seama. Mamă, Iureș. Bă, deci îl propun da. Pe Talpan? Eu îl propun pe domnul Talpan. Cu președintele, comandantul clubului Steaua. Comandantul clubului Steaua. Bravo.
Bine, îmi place cureaua de la lui Viton, frumoasă. Să străiască privitorii. Oameni buni, toate cele bune la 17:30 astăzi pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici. Aveți Fanaticul registrat la 17:30, spectacol cu Gigi Becali a fost. Acum a fost spectacol cu Mitică Dragomir. Vă mulțumesc tuturor și celor din regie și celor din editorial. A fost o emisiune cu multe, multe, multe informații și se strânge rău treaba. Rapidul a venit la 5 puncte de FCSB și avem meci direct Rapidul cu FCSB-ul. CFR-ul vedem dacă bate, vine la un singur punct de FCSB. Nebunie mare de tot la titlu, iar noi aici la Fanatic și la Profeții vom fi mereu alături de dumneavoastră. Mulțumim încă o dată tuturor sponsorilor aici. Mulțumim MaxBet, mulțumim Aqua Carpatica. Ne revedem mâine la 10:30 cu invitați de seamă și exclusivități pe măsură marca Fanatic. Toate cele bune, oameni buni. Mulțumesc tuturor în frunte cu Adi Barna, cu Leo, cu Silviu, cu toți băieții, cu Cristi, Coste, cu Vlad, toată trupa care muncește, că-s mulți, o armată care muncesc în spatele acestei emisiuni și fără de care, credeți-mă, nu putem să mișcăm, nu se mișcă. Și bineînțeles, vă mulțumesc dumneavoastră că vă uitați în număr din ce în ce mai mare. Am ajuns pe pagina de Facebook Fanatic la 70.000 de follower, 70.000 de prieteni, oameni buni. Vă mulțumesc mult de tot. Gândiți-vă, n-am făcut nicio investiție, n-am făcut niciun concurs, n-am niciun instrument de marketing și am ajuns la 70.000 de oameni. Asta înseamnă că aveți încredere în Fanatic și sunteți fanatici până la capăt. Toate cele bune, ne revedem mâine la 10:30.